Pentru că mulți dintre voi doriți să știți ce anume trebuie să recapitulați la partea de teorie pentru examenul de evaluare națională, vă propun să urmăriți această serie de videoclipuri scurte în care am să prezint tot ceea ce trebuie să știți referitor la definiții, teoreme și formule. În acest videoclip totul despre triunghi. În primul rând, ce tipuri de triunghiuri am întâlnit? Dacă le clasificăm după unghiuri, avem triunghi ascuțitunghic, triunghi dreptunghic și triunghi obtuzunghic, iar dacă le clasificăm după laturi, triunghi oarecare, triunghi isoscel și triunghi echilateral. O teoremă foarte importantă care are loc în orice triunghi este că suma măsurilor unghiurilor unui triunghi este 180 de grade. Alte teoreme, teorema cu inegalitățile triunghiului, trebuie să mai știți ce înseamnă unghi exterior unui triunghi, să cunoașteți liniile importante în triunghi, să știți, de exemplu, ce înseamnă bisectoare și punctul de intersecție a celor trei bisectoare, care este notat cu I și este centrul cercului înscris în triunghi, apoi mediana și punctul de intersecție a celor trei mediane notat cu G, centru de greutate, care se află pe fiecare mediană la două treimi de vârf și o treime de bază, apoi înălțimea, și punctul de intersecție a celor trei înălțimi notat cu H, numit ortocentru, și mediatoarea, punctul de intersecție a celor trei mediatoare, este O și este centrul cercului circumscris triunghiului, linia mijlocie a unui triunghi, unește mijloacele a două laturi și este paralelă cu cea de-a treia latură și jumătate din ea. Despre Triunghiuri congruente, ce trebuie să știți? În primul rând, ce înseamnă? Sunt triunghiuri care au toate laturile respectiv congruente și toate unghiurile respectiv congruente. Cazurile de congruență pentru triunghiuri oarecare, latură unglatură, latură unghi și latură și latură-latură-latură, sunt cele trei cazuri. Iar la triunghiurile dreptunghici avem cazurile catetă-catetă, catetă-ipotenuză, catetă, catetă, catetă-unghi și ipotenuză-unghi. Apoi despre asemănare. Odată, ce înseamnă triunghiuri asemenea, adică triunghiuri care au toate unghiurile respectiv congruente, iar laturile sunt proporționale, formează acest șir de rapoarte egale. Dacă două triunghiuri sunt asemenea cu raportul de asemănare K, atunci raportul arilor va fi K la a doua. Cazurile de asemănare trebuie să le cunoașteți, unghi, unghi, latură, unghi, latură și latură, latură, latură. Iar dacă avem o paralelă la una din laturile unui triunghi, atunci putem să folosim teorema lui Thales sau teorema fundamentală a asemănării. Teorema lui Thales are și o reciprocă foarte importantă pe care noi o folosim atunci când vrem să arătăm că două drepte sunt paralele. Tot aici la asemănare, tot legat de rapoarte, este și teorema bisectoarei. Dacă avem o bisectoare, atunci are loc această egalitate. Dacă triunghiul este isoscel, adică avem un triunghi cu două laturi congruente, atunci mai avem și aceste proprietăți. Și anume că unghiurile de la bază sunt congruente și că toate liniile importante duse din vârf opus baze, adică mediana, înălțimea, bisectoarea, coincid. Bineînțeles, aceste teoreme au adevărate și reciprocele. Triunghiul echilateral, cel despre care știm că are toate laturile congruente, mai are și alte proprietăți și anume că toate unghiurile sale au 60 de grade, sunt concluente. Dacă triunghiul este echilateral, toate liniile importante duse din orice vârf coincid. Și o proprietate foarte importantă aici la triunghi echilateral este că centrul cercului circumscris, centrul cercului înscris, ortocentru și centrul de greutate coincid. Iar aceste formule, foarte utile în rezolvarea problemelor, înălțimea triunghiului echilateral, apotema triunghiului, care reprezintă o treime din toată înălțimea, iar raza, care reprezintă două treimi din toată înălțimea. Să vedem la triunghiul dreptunghic, și aici avem foarte multe uh, teoreme. Triunghiul dreptunghic este acel triunghi care are un unghi drept, într-un triunghi dreptunghic isoscel unghiurile ascuțite au 45 de grade, apoi teorema catetei, că o catetă la pătrat este egal cu ipotenuza sau proiecția sa, teorema înălțimii, înălțimea la pătrat egal cu proiecție 1 ori proiecție 2, teorema lui Pitagora și reciproca teoremei lui Pitagora, formula înălțimii, iarăși foarte utilă, înălțimea care pornește din unghiul drept are formula aceasta catetă 1 ori catetă 2 supraipotenuză. Teorema 30-60-90 care ne spune că latura, cateta, care se opune unghiului de 30 este jumătate din ipotenuză. Iar teorema medianei care ne spune că mediana care pleacă din unghiul drept este tot așa jumătate din ipotenuză. Și formulele trigonometrice, valabile între unghiul dreptunghi, x sinus, cosinus, tangentă și cotangentă, iar aici tabelul de valori. Iar acum, formule pentru perimetre și arii, pentru triunghiul oarecare, perimetru înseamnă suma laturilor, și avem aici trei formule pentru aria triunghiului oarecare, apoi pentru triunghiul echilateral, perimetru și aria, pentru triunghiul dreptunghic, tot așa, perimetru și arie, și încă o teoremă aici referitoare la arie, și anume că mediana unui triunghi împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente, adică două triunghiuri cu arie egale. Și acestea au fost toate teoremele, definițiile și formulele pe care le-ați făcut voi timp de 4 ani referitor la triunghiuri. În descrierea videoclipului găsiți linkurile către lecțiile detaliate și probleme rezolvate cu noțiunile prezentate pe scurt aici. Vă doresc mult succes și aștept în comentarii să-mi scrieți și ce alte lecții ați dori să mai urmăriți.